faci greu mâine la Mioveni. Da, ne va aștepta o perioadă foarte dificilă în deplasare, dar sperăm să practicăm un joc bun și să luăm cele 3 puncte. Urmează o serie grea, 3 meciuri grele. Da, ne va aștepta... Toate partidele, de fapt, sunt dificile, ați văzut și în meciul trecut, așa că trebuie să ne concentrăm foarte bine și să încercăm să luăm cât mai multe puncte pentru a ne clasa pe un loc de play-off. Ați revenit așa după dușul rece cu India? Da, noi sperăm că ne-am revenit, sperăm să fim în formă bună și să dăm tot ce avem mai bun la meciul cu Mioveni. Așa cum crezi că va fi partida? Ai ști pe Mioveni, ați mai văzut? Da, sunt o echipă dificilă, cum am mai spus. Ne va aștepta cu siguranță o partidă foarte grea, dar... Sperăm să ne facem jocul nostru, să practicăm un fotbal bun și să luăm cele 3 puncte. Bună ziua, un meci greu cu o echipă care se apără foarte bine. Noi trebuie să ne facem jocul de posesie, să avem răbdare ca să-i desfacem pe adversari. Dacă vom face asta, cu siguranță vom câștiga mâine. Ați revenit așa după înfrângere? Da, a fost o înfrângere dureroasă, deoarece ne-am dorit foarte mult cele 3 puncte. Sperăm mâine ca să câștigăm pentru a arăta că a fost o greșeală meciul trecut. Avem nevoie de cele 3 puncte pentru a ne atinge obiectivul care este intrarea în play-off. Lupta rămâne deschisă, apropo de play-off, acolo sunteți încă pe locul 6. Da, lupta rămâne deschisă deoarece sunt multe echipe care ne batem la play-off. Meciurile următoare vor fi decisive pentru că jucăm cu echipe care sunt acolo lângă noi și fiecare punct este foarte important. Da, vreau să-mi ajut la fiecare meci echipa cât mai mult. Dacă voi înscrie, mă voi bucura foarte mult, dar nu acest lucru este important. Aș vrea ca echipa să câștige pentru că toți ne dorim acest lucru.